O mare de tristețe i-a învăluit pe cei care, vineri, la Capela Ortodoxă din Jibou, au participat la slujba de înmormântare a Alexandrinei Marinela, eleva de la grupul școlar Octavian Goga din Jibou, care a decedat după ce a leșinat la ora de sport. În total, aproximativ 200 de oameni au fost prezenți pentru a-și lua rămas bun de la Alexandra. Tuturor și al tuturor care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat să-i dăi viață în vitale, Resus, Doamne, odihnește și sufletul adumite roabei tale, Alexandrina, în loc luminat, în loc de viață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală se vrșia cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și pe tot de oameni iartă ei. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul Domnului să ne rugăm. Că tu ești învierea și viața și odihna, adormite roabei tale, Alexandrina, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Până la urmă, cred că asta nu știu de asta, oricum durerea părinților o cred că e da, cred că... Aș trebui să mă întreb. Să-ți crești copiii, să vrea ca să da. Da, să crești în lumea asta, cât e greu. Și să duce copiii. Da. Și să mă duce ceva cu el. Eu, mamă. Cred că nimeni nu știe cum crezi. Da. Ce știu? Da, nu mă putem 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 da, da. Thank you.
Да, да, да.